Cu respect să deschideți cuvântul Domnului la 2 Împărați, capitolul 4, de unde voi citi un singur verset în traducerea Fidela, versetul 42. 2 Împărați 4 cu 42. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Și a venit un om de la Baal Shalisha și a adus omului lui Dumnezeu pâine din cele din tâi roade, 20 de pâini de orzi și spice proaspete de grâne nebătute. Și a spus, dă poporului să mănânce. Amen. Dacă ne uităm la pasajul acesta, contextul în care are loc este pe vremea împăraților lui Israel și a lui Iuda, în particular este pe vremea slujirii profetice a profetului Elisei. Pe lângă faptul că este proroc ales de Domnul prin Ilie, înlocuindu-l pe Ilie profetul, un om cu putere dublă de Duh Sfânt în ce privește măreția lucrării pe care a făcut-o, a minunilor pe care le-a executat în numele Domnului Iisus Hristos, Elisei conducea pe vremea aceea o școală de studii biblice, de cunoașterea Scripturilor și școala se numea Școala Prorocilor. Era o școală specială unde tineri erau învățați să cunoască cuvântul Domnului, erau învățați cum să fie atenți la glasul Duhului Sfânt, erau învățați cum să depindă de Duhul Domnului, să discearnă vocea Domnului de vocea celui rău și dintre ei, în felul acesta, se ridicau profeți. De aceea este numită Școala Profeților. Era o clasă de studenți în Scriptură foarte eficace, pentru că atunci când se ridicau să vorbească, știau ce să vorbească, știau bine ce spun poporului și erau bine ancorați în legea lui Dumnezeu. Și iată că la această școală de proroci se prezintă un om din Baal Shalisha, spune cuvântul Domnului, și vom vedea că este importantă mențiunea aceasta, ca să aducă un dar, să facă o binefacere. Și darul acesta nu este un dar mare neapărat în volum, ci 20 de pâini, spice nebătute, adică spice de grâu, așa cum sunt cu bobul în ele, și spune aici cuvântul Domnului că le-a adus la Elisei. Și Elisei, dacă veți citi mai departe, a spus slujitorului său, probabil Gehazi, dă-le oamenilor să mănânce. La care Gehazi a reacționat, cum să le dai din 20 de pâini la 100 de oameni? Dar au ascultat până la urmă de profetul Elisei, au împărțit pâinile la oameni, a făcut mâncare din ce le-a fost adus și, așa cum a zis Elisei, dă-le să mănânce și încă va mai rămâne. Ca pe vremea Domnului Iisus Hristos, asistăm la o primă înmulțire a pâinilor. În această seară, aș dori să vă invit să urmărim cu atenție un mesaj pe care l-am intitulat sub forma unei întrebări. Mai poți să faci bine? Mai poți să faci bine? Parcă cei mai mulți au obosit în facerea binelui. Măcar că în cuvântul Domnului, prin Sfântul Apostol Pavel, avem această chemare și această avertizare. Să nu cădeți de oboseală în facerea binelui. Dar sunt oameni care au obosit să facă bine. Este vorba aceasta care le șoptește mereu în ureche, tot eu, tot noi, tot de la noi. Și la un moment dat se obișnuiesc cu glasul acesta și se opresc.
alții spun nu avem de unde, alții sunt zgârciți și vor zice ca și bogatul acela, cum să-mi împarte o pâinea mea pentru care am muncit eu cu sărace și cu oameni care pentru mine nu au nicio importanță. Sunt multe scuze pe care oamenii le au să nu facă bine. Deci este această întrebare. Mai poți să faci bine? Nu trebuie să ne oprim din facerea binelui niciodată, dar niciodată. Și ca să nu ne oprim din facerea binelui, potrivit acestui verset biblic, ne trebuie patru ingrediente speciale. Primul este pasiune pentru facerea binelui. Uitați-vă cum începe cuvântul. Și a venit un om din Baal Shalisha. Acum, dumneavoastră, cunoașteți bine Scriptura, că în biserica aceasta, mulțumim Domnului, am fost învățat Scriptura cu deamănuntul, așa cum trebuie învățată. Și când cuvântul Domnului ne spune că este un om din Baal Shalisha, prin aceasta vrea să ne spună că omul acesta făcea parte dintr-un oraș, dintr-o cetate care era de dată închinării lui Baal. De aceea poartă numele Baal Shalisha. Idolatria a fost o problemă care l-a ispitit pe Israel tot timpul până au fost duși în robia babiloniană. Și după ce au fost duși în robia babiloniană, au fost izbăviți de idolatrie. Și Baal avea un apel extraordinar la mintea bărbaților, femeilor, tinerilor și tinerelor. Pentru că baalismul era o religie senzuală, este echivalentul pornografiei de astăzi. Și în orașul acesta se vede că este un om care alege totuși să iubească pe Dumnezeu. Și nu numai că iubește, are pasiune pentru legea Domnului. Și omul acesta se gândește, ce aș putea eu să fac pentru Domnul, pentru poporul Domnului. Și iată că vom vedea din puținul pe care îl are, aduce mâncare la fiii prorocilor. Și a fost un mare lucru, o mare realizare, pentru că, uitați-vă, tot în acest capitol 4 din 2 Împărați, versetul 38 de data aceasta, spune, și Elisei s-a întors la Gilgal și era o foamete în țară. Și fiii prorocilor ședeau înaintea lui și nu aveau ce să mănânce. Era timp de foamete. Și omul acesta s-a gândit din dragostea lui pentru Dumnezeu și pentru legea Domnului. Mă duc să fac un bine. Mi-aduc aminte cum mergeam de 2-3 ori pe an la Institutul Teologic din București. Aveam câteva familii de prieteni pe care îi sunam de fiecare dată și spuneam, plec chiar în țară. Mă puteți ajuta? Îi rugam să mă ajute pe mine ca să ajut institutul. Și în data aceasta când m-am dus particular, m-au sunat înainte să ajung acolo. Frate Gog, veniți la București. Vin. Ne aduceți ceva ajutoare. Frate Gog, nu mai avem nimic de mâncare. Pentru că nu sunt nici bani și nu este putere de administrare, că nu avem ce să administrăm. I-am sunat pe prieteni și le-am spus și au răspuns prin Biserica Emanuel. Și m-am dus încărcat ca o albină. M-am dus și m-am uitat în frigiderele lor, în congelatoarele lor, goale. Am spus, dar ce le dați să mănânce? Și frate Gog, câte o felie de pâine cu parizer. Asta le dăm. Dacă mai avem și o felie de brânză, punem și o felie de brânză. Dar acum, de vreo 2-3 săptămâni, numai asta le dăm. 150 de oameni. Mi s-a
întărâta Duhul în mine. Mi-am sunat prietenii din București și am zis, în căutare, toată lumea, e nevoie de mâncare la institut. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu darurile care le-am avut. Am cumpărat 2 viței îngrășați, un porc de 150 de kilograme. Prietenii mei au pregătit așa cum trebuie, i-au tăiat în toate bucățile, am umplut congelatoarele și a fost sărbătoare la institut. A fost de mâncare câteva săptămâni, dar le-am lăsat și banii cu care m-ați binecuvântat și m-au binecuvântat frații ca să poată să continuă să aibă de unde să trăiască. Trebuie pasiune. Trebuie pasiune. Lumea din jur va zice, vezi de treabă, mă, acolo toată lumea trimite. Să nu te lași după cuvântul acesta. Nu-i de la Domnul. Nu-ți pleca urechea, nu răspunde. Ai răspuns destul. Întrebarea aceasta este, mai poți să faci bine? Balismul te învață să trăiești pentru tine și să trăiești în senzualism, în perversiune și în toate murdăriile care sunt la ora actuală pe internet și la toate colțurile. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, nouă ne trebuie pasiune pentru Domnul și pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe lângă pasiune ne trebuiește prioritate. Uitați-vă în acest cuvânt pe care l-am citit. A venit un om din Baal Shalisha și a adus omului Dumnezeu pâine de unde? Din cele din tâi roade. Abia a cules grâu și a făcut pâine pentru fiii prorocilor. Pentru că a înțeles prioritatea. Prioritatea este întâi Domnul, este lucrarea lui Dumnezeu. Uneori este greu de înțeles. Eu, cât o fi eu de predicator și de studiat, tot nu înțeleg această strategie pe care a ales-o Domnul, de exemplu, cu două văduve. Una din Vechiul Testament și una din Noul Testament. În Vechiul Testament, în Sarepta Sidonului, probabil că femeia aceasta este o prozelită evreică, pentru că știa de numele Domnului. Se duce Ilie și spune, fă-mi o plăcintă, o turtă, să mănânc. Păi nu avem. Facem una, dacă ne ajunge de una sau una jumate, două, pentru mine și fiul meu, și apoi așteptăm să murim. Și Ilie spune, du-te și fă. Dar asta ce este greu pentru mine de înțeles este aceasta. Dar adu mie prima dată. Man. Te duci în casă la o femeie văduvă cu un copil și spui ție prima dată? Întâi este Domnul. Întâi este lucrarea Domnului. În Noul Testament, uitați-vă la altă văduvă. Stă și meditează și eu îmi imaginez o discuție între Domnul și Duhul ei, în conștiința ei. Și Domnul o întreabă în conștiința ei, ce faci astăzi? Și ea înțeles că Domnul o întreabă, mă duc la templu, Doamne, să mă închin și eu la templu. Și mergi cu mâna goală? Păi nu știu cu ce să mă duc. Câți bani ai în casă? Am 2 cenți. Ok? Îi mi-i dai mie. Te duci la templu și mi-i dai mie. Doamne, dacă Tu zici, ție ți-i dau. Cine a văzut lucrul acesta? Domnul l-a văzut. Despre care lucru se vorbește? Despre această femeie. Și cred că Domnul i-a vorbit în duhul și în conștiința ei, du-te și pune acești 2 cenți în cutia săracului la templu, pune acolo. Pentru că sursa ta nu sunt acești 2 bănuți, sursa ta sunt eu. Glorie Domnului! Am făcut o înțelegere cu soția de la începutul vieții noastre de familie.
primul lucru, prima cheltuială, să zicem așa, pe care o avem în casă după ce am primit cecul, este zeciuiala. Întâi Domnul. Întâi Domnul. Omul acesta a zis, prioritatea mea este Domnul, este lucrarea Domnului. Abia am cules. Eu mi-aduc aminte când eram copil, m-am născut la țară și era obiceiul să se culeagă grâul și apoi mai târziu porumbul și pentru că și nici grâul, nici porumbul nu erau, cum se spun, bine, bine coapte când se culegeau. Încă erau cu apă în ele. Țin minte că una din plăcerile noastre, deci în bucuriile noastre a copiilor și a oamenilor din sat, era să prăjească puțin grâul sau să prăjească puțin porumbul. Nu știu la dumneavoastră cum era acolo, la noi la țară spunea la acela grâu oarzen, porumb oarzen. Poate cei din Sălaj își aduc aminte de termenul acesta, pentru că era prăjit, îi zicea oarzen și se măcina și făina aceea, fie de grâu, fie de porumb, din porumbul acesta puțin prăjit, din grâul acesta puțin prăjit, avea un miros, o aromă și un gust extraordinar. Abia așteptam așa ceva. Dar și părinții noștri cunoșteau pe Domnul și zicea, trebuie să trimitem și la sora cu tare, trebuie să trimitem și la familia cu tare, că n-au nimica. Să le dăm și lor. Și noi copiii de multe ori ne necăjeam și întrebam, mamă, dar ne rămâne și nouă? Ne rămâne. Prioritate în facerea de bine. Prioritatea noastră trebuie să fie Domnul. Trebuie să fie Biserica lui Hristos. Trei. Al treilea ingredient pentru facerea de bine, pe lângă pasiune și prioritate, este perioada. Dar fiți atenți. Când se întâmplă această facere de bine? După versetul 38, când era foamete în țară. Vei zice, acum nu s-a produs prea mult. La ora actuală, după câte înțeleg de la știri, este o secetă mare în România și producția agricolă va fi o producție foarte limitată. Dar perioada nu trebuie să ne încurce. Uitați-vă pe David, de aceea am ales traducerea Fidela. Peter pune acolo 1 Cronici 22 cu 14 după Fidela. Să vedem. 1 Cronici 22 cu 14. Mai mult. 22 cu 14. Ok. Și iată, zice David, în necazul meu am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur și 1.000.000, 1.000.000 de talanți de argint. Când i-a pregătit? În necaz, în împrejurări dificile. Perioada în care să faci bine este nu numai când îți merge bine. Acum toate ne merg bine, putem chema și noi pe cineva în familie să avem un musafir. Nu. Facerea de bine este bună atunci când sunt puțini care o fac. Și când este mare nevoie, este foamete în țară. În împrejurări grele, David strânge 1.000.000 de talanți de aur. 100.000 de talanți de argint, vorbim de miliarde de dolari în echivalentul de astăzi. Acesta a fost ornamentul care s-a pus pe pereții din templul Domnului. Imaginați-vă ce construcție a fost aceasta. Nu a mai fost construcție în lume ca și templul lui Solomon. Cu asemenea îmbrăcăminte. De ce au râvnit toți cuceritorii să ajungă la templu? De ce credeți că a spus Domnul Iisus Hristos în profeția lui, nu va sta piatră pe piatră să nu fie sfărâmată. Iosifus Flavius, istoricul evreu preot, care a fost luat la curtea cezarilor, a Vespasianilor, spune, unul din soldații romani
a încălcat porunca generalului Titus și a aruncat un sfeșnic încins cu foc și s-a aprins templu. Și când s-a aprins templu, nu l-au mai putut stinge. Și atunci Titus i-a lăsat timp de 3 zile, spune Iosifus Flavius, să facă ce vor în Ierusalim. Au distrus, au dărâmat, au violat, au furat, au omorât. S-au purtat barbari, așa cum erau. Dar știm că toți pereții templului sunt poleiți cu aur. Acesta a fost motivul pentru care piatră pe piatră n-a rămas să nu fie întorsă. Pentru că și-au zis ei, spunea Iosifus Flavius, ridicau cu rângi de fier pietrele templului, că știau că în focul acela mare care a fost în templu s-a topit aurul și s-a scurs printre pietre și trebuia găsit aurul. Perioada în care se face este aceea de nevoie. Era foamete în țară. Și în final, ca să mă încadrez în timpul alocat, sau facem regula aceasta, cine-i primul și ia timpul. Ok. Fratele Aronar spune da. Al patrulea ingredient pentru o facere de bine bună este prudența. Deci pasiune, prioritate, perioadă și prudență. Ce înțeleg prin aceasta și ce vreau să vă spun prin aceasta? Am să vă explic. Omul acesta lui Dumnezeu a zis, m-a binecuvântat Domnul aici printre Bali și Astarte, printre idolatri. Mi-a păzit pământul și a rodit, nu mult. Dar vreau să împlinesc, nu legea lui Bal, să mă destrăbălez și să mă desfătez. Vreau să împlinesc legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu îmi cere din întâiile roade să duc la casa Domnului. Unde să duc? Unde să duc? Că suntem în Israel și zrupți de Iuda acum. Și omul acesta a fost foarte prudent. Deci aici se vede cum a ales. A zis, mă duc la omul lui Dumnezeu, mă duc la școala prorocilor, pentru că știu că aceștia, dacă fac o lucrare, fac lucrarea lui Dumnezeu. Foarte mulți sunt apelați să facă bine. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să apelez la dumneavoastră. Faceți bine, cât se poate de bine și de mult. Dar fiți prudenți unde faceți bine. Pentru că nu toți cât trec pe aici, nici pe aici toți cât trec, nu respectă legea lui Dumnezeu. Fac reclame mari, dar lucrarea lor este ori inexistentă, ori una mică. Și banii pe care pun mâna nu-i mai vede lucrarea lui Dumnezeu, nu-i mai vede săracul, nu-i mai vede nevoiașul, nu-i mai vede orfelinatul, nu-i mai vede școala aceea. Dați-mi voie să vă spun în concluzie, eram în Europa, în Austria, într-un oraș, nu vă spun în care, și în duminica aceasta s-a făcut o reclamă mare la serviciul de seară din biserica cea mai mare din oraș. Eu predicam la a doua biserică în seara aceea, că a venit un mare predicator, un mare om al lui Dumnezeu și cheamă pe toți românii să se adune, să asculte cuvântul Domnului și să doneze către misiunea aceasta. M-au întrebat câțiva frate Gog, nu renunțați la serviciul de seară, să veniți și dumneavoastră. Și am spus, nu renunț, nu pentru că țin neapărat să predic. Am predicat la viața mea mai mult decât toți cât sunt aici, dar nu vreau să vă dezamăgesc, nu cred în lucrarea acestui om. Pentru că îl știu. Mă rog, s-a terminat serviciul divin
Și mâine, luni, bisericile foarte bine s-au înțeles împreună să facă un picnic. Și m-au luat frate și m-au dus și pe mine la picnic. Acolo, la picnic, a venit la mine un frate și a zis: frate Gog, am așteptat aseară, domnule, să fiți cu noi, prezenți la închinare. Și am spus: da, am fost la biserica. Și am spus: unde am fost? Aia nu-i nimica, frate Gog. Zic: nu-i nimica? Dar de ce? Păi să vă spun ce a fost aseară la noi. Și am zis: nu-mi spuneți, vă întreb eu, vă spun eu ce a fost aseară acolo. N-am auzit de la nimeni. Nu cred că ați auzit cuvântul Domnului deloc, ați auzit numai minunile închipuite pe care omul acela a povestit că le-a făcut. A oprit și avioane în aer. Și a zis: da, Dumnezeu lucrează extraordinar cu omul acesta. Am zis: nu vreau să vă jignesc, este un șarlatan. Sau dacă vreți să-l citesc pe Daniel, este un derbedeu din poporul Domnului. Frate Gog, cum puteți să spuneți așa ceva? Eu aseară am fost așa de mișcat, omul acesta sponsorează, auziți acum, în România și dă de mâncare lunar la 160.000 de copii orfani. Și eu am dat aseară pentru această lucrare și misiune 45.000 de dolari, o donație. Și am zis: frate, eu sunt un copil sărac, dar dacă omul acesta vă poate spune numele măcar la unul din copiii ai 160.000 pe care îi sponsorează și mergem în România și îl găsim, eu mă împrumut de la bancă cu 40.000 de dolari pe sărăcia mea și vă dau banii aia înapoi. Și îmi spune el: în județul Cutare, n-am să numesc județul, acolo are centru cel mai mare. Zic: în județul ăla eu îl cunosc prea bine, pentru că umblu des în județul acolo. Nu există nici un orfelinat, nici unul măcar. Nu există. Minte și trăiește pe banul văduvei și săracului ca un boier. Pare rău, dar cu astfel de oameni se judecă Dumnezeu. Noi trebuie să fim prudenți. Trebuie să fii prudent când faci bine. Facem bine la toți oamenii, dar nu facem bine ca să fie aruncat în gunoi banul lui Dumnezeu, călcat în picioare banul lui Dumnezeu și mâncat banul lui Dumnezeu de oameni fără obraz, fără inimă și fără scrupule. Fii prudent. Mai poți face bine? Mă rog Domnului să mai putem. Amin? Lumea noastră este în sărăcie și este în nevoie. De aceea să nu ne oprim, spune Sfântul Apostol Pavel, în facerea de bine, mai ales la frații în credință. Și mă rog Domnului să ne dea o inimă bună și o discernere bună, să vedem ce facem și unde facem și tot ce facem să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Amin.